Bună ziua! Un derby de tradiție al fotbalului românesc pe care îl tratăm cu maximă seriozitate și sperăm să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. Cristi? Și important că sperăm să câștigăm, să luăm cele 3 puncte pentru că avem mai multe. Întrebări? Ce a însemnat victorie cu retur cu FCSB? Către cine e întrebarea? Către tu. Ce a însemnat ce? O victorie cu retur cu FCSB. 6 puncte. Meci greu, jucător de valoare, jucător tine. În momentul de față joacă foarte bine. Pentru noi însemna, ne adăugăm puncte să ne atingem obiectiv. Același lucru, nimic special. E cel mai greu moment în tursa de campionat pentru voi? Da, e cel mai greu. Nu datorită faptului că jucăm cu FCSB, datorită faptului că avem o mulțime de jucători accidentați, foarte mulți. Nu vrem să căutăm alibiuri sau scuze, veți vedea și mâine că vom avea foarte mulți juniori, dar cu siguranță cei ce vor intra pe teren sper să dea totul pentru culorile clubului. Cred că care mai situația lor? Revin unii dintre jucători accidentați? Mâine, pot... Nu, v-am spus, nu-și revine nimeni. E o perioadă mai lungă. Cristi, ți se pare că e un alt FCSB acum față de cei din tot? Au obligat cu mai multe victorii. Au avut 6 victorii, dacă nu știu, sau 7 guiduri consecutive, după care acum nu 4 la rând. O echipă bună, m-am spus și am spus-o și după meci din Tura, o echipă bună, copii talentați care pot face pasul către echipele de afară. Trebuie să ne facem treaba noastră, să facem jocul nostru, să încercăm să câștigăm cele 3 puncte. Asta contează. Știai că Rapid n-a mai plăcut și n-a mai luat un gol de la FCSB de 7 ani? Nu știam, nu știu să mi-a spus. Nu prea am jucat de mult Tura când mă primi și am dus. Ce informații aveți despre suporteri? Că ți-ai cum sunt biletele sau cum poate? 6.000 de bilete. Știu, s-au vândut 6.000 de bilete pe suporteri. Se pare că s-au vândut aproape toate. Nu pot lipsi suporterii la un astfel de meci. E cu siguranță vor fi la înălțime. Cristi, poți să faci deja un bilanț? Că ai jucat destul de meci. Cum ți se pare? Ce? Mai perit de Sindiga, nivelul, eu știu, aspirațiile de aici, presiunea pe voi, că deși sunteți nou promovată. Dacă la Rapid nu e presiunea, atunci la ce e cum mai... Ce jucători ar trebui să face cu presiunea, dacă nu la Rapid? Campionatul e un campionat bun. În nivelul ce spune noastră, vorbește lumea. Ai ies unul pe la televizor și spun că campionatul lasă de dorit, dar ținând cont că a fost și un an cu pandemia, nu a fost spectatorul la stadion, meciurile 40 că sunt amicale, ca și cum am jucat un meci amical și de același lucru, nu e nimeni în tribună. Sunt chestii care dăunează fotbalul și ați văzut și afară, că au început să apară spectatorii peste tot, au crescut toate campionatele ca și fotbal. Eu consider că noi trebuie să ajutăm fotbalul românesc și tinerii ca să crească, nu să-i dăm în cap de când se apucă de când începe joace în prima ligă. Și asta cam facem cu anumite declarații care le dăm. Vă gândiți că puteți interna anul pe locul 3? Ești sau un obiectiv? Luăm pas cu pas fiecare meci și ne dorim de la fiecare meci maxim. Acum vedem și ce putem. Cristi, patronul de la FCSB spunea că se așteaptă de la voi să fiți agresivi și că vrea fotbal, nu lupte. Că veți juca doar. Dar fotbalul se joacă agresiv. Dorește alt sport, fotbal se joacă agresiv. Ai văzut și echipele care nu au jucat agresiv? Mai rar. Stăm alergând după minge aia. Preferăm să stea la mingeți la ei. Trebuie să fie agresiv, ca să poți să o recuperezi, nu? Acum, te spun că și ei vor juca agresiv în momentul. Va fi un meci frumos, sper. Doresc în suflet să fie un meci frumos pe care la sfârșit să-l câștigăm. E acesta poate capul de afiș al fotbalului românesc, în fond de situația lui Dinamo, pe ce se pe Rapid? E un derby de tradiție, dar CFR are o distanță foarte mare. Ca rivalitatea, să mă
la rivalitate nu contează locul din clasament. Nici al nostru, nici al lui Dinamo și nici al lor. Rivalitatea va exista dintotdeauna. Dar vă surprinde că a ajuns Dinamo așa, că a mărit din locul din loc? Nu știu ce să zic. Nu știu ce se întâmplă acolo, dar au avut ieri o victorie și se pot redresa. Încheiați sezonul cu meci acasă, ca nu acasă. Că am văzut că deja s-a luat gardurile de pe la stadion. Iurești de acolo. Începeți sezonul acasă. Suntem peste tot acasă. Nu știm prea multe. Sperăm ca în primăvară să putem juca acolo. Dar fanii spuneau că vor un meci de inaugurare cu Beşiktaş. Cristi, cum ar arăta un meci cu Beşiktaş să fie meciul de retragere al lui Daniel Pan? Da, ar fi frumos, dar și meci de un meci de retragere cu Porto. Păi, tu te gândești la retragere cu lumea că brava națională? Să nu se rincală, totuși. Dacă nu mulți selecționeri, dacă convocat la națională, ai revenit? Am spus și am repetat de 15 ori. Ajunge, dar... Am și o vârstă. Joc, nu, treaba la Rapid, sunt atâția jucători talentați și tineri care poate să joace la echipa națională fără niciun fel de probleme. Nu văd ce să mai... Autonul ăștia mai în vârstă la echipa națională. Trebuie să aibă și o șansă. Dacă vine Dan Petrescu la națională, să-și pe ea? Dacă vine Dan Petrescu la națională, sigur nu mai. Este că Isfacova se pare clar, iar de cum? Sper să arbiteze corect. Nu avem preferințe de arbitri. Să arbiteze corect, atât. Cristin, ești pregătit cu duelurile celor atacați de la FCSB? Au acest arbitru de a scoate penalti? Nu am cel mai jos de lucru. Atacanții de la FCSB au această abilitate de a scoate penalturi. În ultimele meciuri au fost mai mereu penalturi pentru face parte din pregătirea meciului? Nu. Ca să evitați acest aspect? Asta încercăm să evităm la fiecare meci, să evităm penalturi. Un avantaj pentru adversar, nu, dar n-am stat să evităm cum se aruncă atacant de la Steaua FCSB, în care o să vedem ce trebuie să facem să nu atingem. Dacă arbitru a considerat că e penalti și l-am atins, se dă penalti. Nu putem să antrenăm chestia. Putem să fim atenți la ele, să le antrenăm. Ar trebui să facem antrenament împreună. Ar fi mai greu. Ceva amintire care vă vine în minte de la un meci, pe ce se repede? Steaua? A rămas aia, nu? Da. Trec. Toate în viață trec. A trecut și brichetă.